Peste 30.000 de euro vor fi cheltuiți din bugetul județului pentru reparații la stadionul Cluj Arena, inclusiv la acoperiș. Anunțul de achiziții directe care vizează refacerea rosturilor de dilatare și lucrări de reabilitare la acoperișul stadionului a fost postat pe site-ul Consiliului Județean. Achiziția se va face în două loturi. 90.000 de lei fără TVA este valoarea totală estimată a contractului pentru primul lot, refacerea rosturilor de dilatare, în timp ce pentru al doilea lot de reparații la acoperiș, Consiliul Județean va aloca aproape 46.000 de lei fără TVA. În urmă cu aproximativ o săptămână. Forul Județean a anunțat și cumpărarea unui sistem performant de lumini care ajută la accelerarea procesului de fotosinteză astfel încât gazonul să crească mai repede. Valoarea acestei investiții este de 350.000 de euro. În vara au fost făcute lucrări de reparații la scaunele din tribune și la gazon după ce au suferit deteriorări în urma festivalului Antold. Cluj Arena a fost inaugurat în octombrie 2011 și a costat Consiliul Județean Cluj 45 de milioane de euro. Are o capacitate de peste 30.000 de locuri la competițiile sportive și circa 55.000 de locuri. La concerte, anul trecut în luna august a fost declanșată procedura de intrare în faliment a societății care administra arena ca urmare a managementului prost care a dus la acumularea de datorii. Acum stadionul este gestionat direct de către Consiliul Județean Cluj printr-o direcție din subordine.